Daniel este taximetrist și zeciuitor fidel de mulți ani. Deși el niciodată nu a atins ceea ce este sfânt, zeciuiala a trecut printr-o experiență marcantă ce i-a pus credința la încercare. Urmăriți în continuare. Într-o noapte, întorcându-se acasă după muncă, a hotărât să mai ia un ultim client. Doi băieți au intrat în mașină și după câțiva metri au spus că este vorba despre un asalt. Înarmați, au imobilizat taximetristul și au cerut tot câștigul acelei zile. Daniel a dat tot ce avea. Totuși, căutând în bordul mașinii, unul dintre hoții a găsit un plic cu bani înăuntru pe care era scris sfânt și l-a amenințat pe Daniel spunându-i că el a ascuns acea valoare. Și răspunsul lui Daniel a fost: acești bani nu sunt ai mei, ci ai lui Dumnezeu, deoarece de la fiecare cursă eu separ zeciuiala și ofrandele. Și spre surprinderea lui Daniel, celălalt hoț i-a spus colegului ce avea zeciuiala în mână să-l pună în același loc, spunându-i: nu atinge acei bani, pune înapoi la loc, ei aparțin lui Dumnezeu. Și așa el a făcut, a deschis bordul și a pus înapoi zeciuiala unde era. Hoții l-au abandonat pe Daniel, ce imediat a chemat poliția, cerându-i lui Dumnezeu să-i găsească mașina. Poliția a început să caute. Eu m-am uitat la cerul plin de stele și am spus: Doamne, trimite mașina înapoi. Am nevoie de ea pentru a-mi hrăni familia. Eu nu am făcut asigurare la mașină, asigurarea mea ești Tu, Doamne. Trimite mașina înapoi. Imediat a venit un apel și a anunțat că mașina mea era într-un cartier. Și când am ajuns acolo, mașina era intactă, fără nicio zgârietură, cheia în contact. Și o altă surpriză pe care am avut-o, când am deschis bordul, acolo era zeciuiala și ofranda în același loc. Doar că până astăzi, până acum, nu iasă din mintea mea aceea voce a hoțului înarmat. Un om cu inima rea să spună: nu atinge banii lui Dumnezeu. Nu atinge banii lui Dumnezeu. Acest lucru a rămas în mintea mea până în zilele de astăzi. Să știi de aceea că Domnul Dumnezeul tău, El este Dumnezeu. Dumnezeul cel credincios, care ține legământul și mila până la 1000 de generații față de cei care îl iubesc și păzesc poruncile Lui.